Capitolul 32. În anul al 12-lea, în ziua întâi a lunii a 12 -a, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, fă un cântec de jale asupra lui Faraon, împăratul Egiptului, și spune i Semănai cu un pui de leu între neamuri, erai ca un crocodil în mări, te aruncai în râurile tale, tulburai apele cu picioarele tale și le întărătai valurile. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Îmi voi întinde mreaja peste tine în mijlocul unei mari mulțimi de popoare și te vor trage în lațul meu. Te voi arunca pe uscat și te voi întinde pe câmpie, ca toate păsările cerului să șadă pe tine, și voi sătura fiarele întregului pământ cu tine. Îți voi azvârli carnea pe munți și voi umplea văile cu sfărâmăturile tale. Țara în care înoți o voi uda cu sângele tău până la munți și se vor umplea puvoaiele de tine. Când te voi stinge, voi acoperi cerurile și le voi întuneca stelele. Voi acoperi soarele cu nori și luna nu-și va mai da lumina ei. Din pricina ta, voi întuneca pe toți luminătorii cerurilor și voi răspândi întunericul peste țara ta, zice Domnul Dumnezeu. Voi mâhni și inima multor popoare când voi vesti pieirea ta printre neamuri, în țările pe care nu le cunoșteai. Voi face să se îngrozească multe popoare de tine, și împăraților lor li se va face părul măciucă din pricina ta, când îmi voi învârti sabia înaintea lor. Vor tremura în orice clipă fiecare pentru viața lui, în ziua căderii tale. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: Sabia Împăratului Babilonului va veni peste tine. Mulțimea ta o voi face să cadă lovită de sabia unor viteji, cei mai cumpliți dintre popoare. Ei vor nimici mândria Egiptului și toată mulțimea lui va fi prăpădită. Voi pierde și toate vitele lui de lângă apele cele mari. Nici picior de om nu le va mai tulbura, nici copită de vite nu le va mai tulbura. Atunci îi voi potoli apele și voi face să-i curgă râurile lin ca unt de lemnul, zice Domnul Dumnezeu când voi preface țara Egiptului într-o pustietate și țara va fi jefuită de tot ce are, când voi lovi pe toți cei ce o locuiesc, vor ști că eu sunt Domnul. Acesta este cântecul de jale pe care îl vor cânta. Ficele neamurilor îl vor cânta. Da, asupra Egiptului și asupra întregii lui mulțimi îl vor cânta, zice Domnul Dumnezeu. În anul al 12-lea, în ziua a 15-a a lunii, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, bocește-te pentru mulțimea Egiptului și arunco pe ea și pe ficele neamurilor puternice în adâncimile pământului, la cei pogorâți în groapă. Pe cine întreci tu în frumusețe? pogoară și culcă-te lângă cei netăiați în prejur vor cădea astfel în mijlocul celor uciși de sabie. Sabia vă este dată. Doborâți în mormânt Egiptul și toată mulțimea lui. Atunci, vitejii cei puternici vor vorbi în locuința morților despre el și cei ce îl sprijineau și vor zice: S-au pogorât, s-au culcat cei netăiați în prejur, uciși de sabie. Acolo este Asirianul cu toată mulțimea lui și mormintele lor stau în prejurul lui. Toți au murit și au căzut uciși de sabie. Mormintele lor sunt în adâncimile gropii și mulțimea lui este în prejurul mormântului lui. Toți au murit și au căzut uciși de sabie, ei care răspândeau groaza în țara celor vii. Acolo este și Elamul cu toată mulțimea lui, în prejurul mormântului lui. Toți au murit și au căzut uciși de sabie, s-au pogorât în împrejur în adâncimile pământului, ei care răspândeau groaza în țara celor vii și își poartă acum o cara cu cei ce se pogoară în groapă. L-au culcat la un loc cu morții, împreună cu toată mulțimea lui, și mormintele lor sunt în împrejurul lui. Toți acești nătăiați împrejur au murit uciși de sabie, căci răspândeau groaza în țara celor vii și își poartă acum o cara cu cei ce se pogoară în groapă. I-au culcat acum la un loc cu cei morți. Acolo sunt și Meșec, Tubal și toată mulțimea lor și mormintele lor sunt în împrejurul lor. Toți acești nătăiați împrejur au murit uciși de sabie, căci răspândeau groaza în țara celor vii. Ei sunt culcați împreună cu vitejii, căzuți din vechime dintre cei netăiați în prejur. Sunt pogorâți în locuința morților împreună cu armele lor de război, cu săbiile puse sub capetele lor și nelegiuirile lor lipite de osămintele lor, căci vitejia lor era o groază în țara celor vii. Și tu vei fi zdrobit în mijlocul celor în împrejur și te vei culca împreună cu cei uciși de sabie. Acolo este și Edomul cu împărații lui și toți voivozii lui, care cu toată vitejia lor au fost așezați la un loc cu cei uciși de sabie. Stau culcați împreună cu cei netăiați împrejur, cu cei pogorâți în groapă. Tot acolo sunt toți voivozii de la mează noapte și toți sidonienii care s-au pogorât la cei morți, acoperiți de rușine cu toată groaza pe care o arunca vitejia lor. Acești în împrejur stau culcați cu cei uciși de sabie și își poartă o cara lângă cei pogorâți în groapă. Faraon îi va vedea și se va mângâia pentru toată mulțimea lui, pentru ai lui care au murit uciși de sabie și pentru toată oastea lui, zice Domnul Dumnezeu, căci l-am lăsat să răspândească groaza în țara celor vii. De aceea, faraon și toată mulțimea lui se vor culca împreună cu cei netăiați împrejur, cu cei ce au murit uciși de sabie, zice Domnul Dumnezeu.